Vă salut, astăzi vreau să vă arăt cum să faceți să vedeți scrisul mai mare și imaginea, plus tastatura cu literele mai mari sau mai îngroșate. Haideți să vă arăt, mergem la setări, dăm click pe setări și mergem la afișaj. Aici scrie afișaj, apăsăm pe afișaj. Mergem puțin jos și aici scrie dimensiune și stil fund. Asta înseamnă scrisul. Dimensiune, cât de mare să se vadă și stilul. Apăsăm pe acesta și după cum vedem aici într-o căsuța de sus scrie, unde scrie textul principal va arăta astfel. Deci dimensiunea. Aici jos avem un A în dreapta și s-a transformat și scrisul se vede mult, mult mai mare. Deci mult, mult mai mare se vede exact după acel fund. Ia uitați-vă! Scrisul se vede foarte mare și puteți citi. Cei care aveți probleme de vedere și vreți să citiți să se vadă literele mai mari, atunci puteți să faceți acest zoom la tastatură, iată, și acesta se vede destul de mare, da? Să scrieți, nu mergem înapoi, tot la aceste dimensiuni și stil fond, eu am să-l fac puțin mai mic, deci apăs pe au din stânga, deci îl fac mai micuț pentru mine, și las așa, pentru că eu văd, dar voi, dacă vreți, ridicați doar un nivel, nu trebuie 2-3 nivele, pentru că scrisul se va vedea foarte mare și o să iasă din chenar, să spun așa. Dacă doriți să vedeți și mai îngroșat, pentru că nu vedeți literele, pentru că sunt prea subțiri, aici scrie font Aldin. Bifați acesta, doar apăsați puțin, vedeți, s-a bifat și textul se va vedea mai îngroșat. Haideți să și vedem. Așa. Și textul s-a îngroșat puțin, deci îl vedeți mai puternic. Hai să îl debifăm. Așa. Hai să văd cum se vede acum. Iată, textul se vede mai subțire, deci literele se văd mai subțire. Parcă îngroșat se vede mai bine, da? Îl bifăm înapoi și vedeți, se vede parcă mai bine. Am să-l las și eu așa cu literele îngroșate. Iată cum se vede și tastatura și literele de pe tastatură se văd îngroșate, da? E ok, parcă e bine așa. Hai să mergem înapoi. Bun, aici astea două, aici stil fond, puteți ca să alegeți voi cum să arete literele. Vedeți, aici sunt să aveți indicii, Samsung One, Gothic, să se vadă, mă rog, literele într-un fel. Eu las pe implicit, nu duc la el. Și aici avem zoom ecran, după dimensiune și stil fond, sub el scrie zoom ecran. Apăs pe el și aici ne arată cât de mare să se vadă imaginea de pe internet, de pe Facebook, de pe ce vreți voi, de pe internet. Vedeți, aici jos este zoom, avem este la minus și în dreapta avem un plus. Parcă apăsăm
uitați. Da? Hai să vedem. Tastatura. Și margine. Poate să devine mai mare. Așa. Hai să vedem și pe Facebook. Da, uitați ce mare se vede totul. Deci în caz că nu vedeți bine pe Facebook, puteți să faceți această setare de zoom. Eu îl fac mai mic, așa, încă una mai mică, așa. Iată și pe Facebook s-a resetat și totul se vede, scrisul și zoomul se vede, se văd mai mici, da? Deci depinde de cum vreți voi să îl faceți, mai mic sau mai mare. Parcă una ar mai merge mai mare și la mine. Așa. Și mă duc înapoi. Setați voi cum doriți, cât de mare să se vadă și îl lăsați aici. Vedeți, se vede și ai scrisul mult mai mare. Acum. Da? Și pur și simplu ieșim de aici, se vede mai îngroșat, dacă vedeți, se vede mai îngroșat și mai mare. Pe Facebook, iată, mai mare, mai îngroșat, literele mari, da? Se văd numele și așa mai departe, se văd mai mare. Bun. Cam asta am vrut să vă arăt. Aici mai sunt niște setări. Arăt aici la afișaj. Deci puteți, pe modul întunecat, să se vadă pagina de fundal negru. Să nu vă deranjeze la ochi sau dacă vă place așa negru pe alb, pe negru să se vadă. Dar dacă nu, atunci se vede negru pe alb. Așa, aici luminozitatea, puteți voi să setați cum doriți luminozitatea. Sub el scrie luminozitatea adaptabilă, se va display-ul și luminozitatea se va seta automat depinzând de cât de lumină sau întuneric este în afară, adică camera voastră când mergeți afară, el automat se va regla luminozitatea, da? Vedeți eu cum am bifat acum, cum e întuneric la mine în cameră, automat am mers până la minim, dar eu de obicei nu las asta eu și asta e ceva pe acolo. Bun, aici protecția pentru confrontul ochilor, există și chestia asta de se vede, cum vedeți acum, alb LED. Dacă bifați această chestie, se vede mai gâlbui, ca să spun așa, ca o lumină mai galbenă. Așa. Bun, aici. Eu întotdeauna bifez chestia asta, timp expirare ecran. Vedeți aici jos, după dimensiune, fond, zoom, aplicații, aici timp expirare ecran. Dați click pe el și vouă, dacă țineți ecranul, automat e setat la 15 sau 30 de secunde și vreți să arătați cuiva o poză sau un filmuleț, nu știu, ceva pe Facebook, automat vi se închide și tot trebuie să apăsați pe el. Voi puteți aici bifa la un minut sau la 5 sau la cât vreți voi să se închidă și nu se va mai închide atât de repede ecranul. Cam asta am vrut să vă arăt, pentru că sunt niște chestii importante pe care eu le-am auzit că se cereau înainte, nu să vadă mai mare, mă rog, icoanele sau scrisul sau de pe internet și nu știau cum să facă. Acum puteți să faceți acest
aceste țintă. Aici protecția la om puteți și aici de sus să setiți. Bun, cam atât despre acest tutorial și ne auzim la alte tutoriale. Vă salut!